Vreau să fac o mică remarcă ce ține de problemele în cauză. Adică vă rugăm să dați start la proiectul de reparație a străzii Gheorghe Asache. Locuiesc pe această stradă deja de 40 de ani. Reparația această stradă n-a avut deloc loc. Cu toate că noi putem să denumim această stradă în diferite cazuri, dar și această stradă nu se poate bucura de dăruirea localnicilor de a fi o stradă cu toate condițiile favorabile pentru trai a locuitorilor. Ce trebuie să coincidă, sigur că cu toate pârghiile necesare unei străzi. Nu este rușine de atârnare atât de negativă a organelor locale față de locuitorii săi și însuși de față de strada pe care locuim, de orașul drag. Ne-ați hrănit cu promisiuni până acum, atât. Situația creată de zeci de ani înseamnă că e culmea nedreptății. Astăzi cerem ca proiectul de reparare a străzii să fie luat ca bază și introdus în viață, începând cu lucrările începătoare. Având în vedere că situația dezastruoasă a acestei străzi, cu gropi pline de noroi, dar și nu numai, ne-am adresat la stimata conducere a Consiliului de Administrare și i-am invitat să vină în ospeție la noi pe stradă, în sânul condițiilor în care noi locuitorii ne confruntăm în fiecare zi, mai ales după ploi. Am rugat iarăși din nou administrarea să fie mândre de funcția pe care a ocupat-o și să se întoarcă cu fața la oamenii săi. Am rugat în așa fel încât noi locuitorii, când îi vom întâlni, să le dăm binețe și ca semn de mulțumire pentru aportul depus. Pilde cu confruntări necondiționate le au fiecare locuitor în parte, care la moment ei își puteau fi expus durerea în cadrul ședinței care a fost. Neajunsul de bani nu este o problemă, le-am spus, fiindcă nerezolvarea acestei probleme are ieșire din situație. Încadrarea tuturor lucrătorilor vor face față cerinței în cazul când vor pune și ei aportul său. Financiar tot nu este o problemă pentru un gospodar bun. El știe cum să evite neajunsurile în gospodăria sa. Noi am spus că vrem să ne căutăm dreptatea aici, în organizarea locală, nu prin organele de drept. Așteptăm de la conducerea actuală o hotărâre reală. Doamne ajută tuturor și nouă tot. Când noi am venit la primărie, am organizat un protest, dar am asistat la adunarea asta a consilierului în problema cu reparația drumului Gheorghe Asache. În strada aia asta merge vorba de 10 ani de zile, așa că de 5 ani de zile noi am depus demers ca să ne fie reparată, că e imposibil, dar așa stradă ca Gheorghe Asache în centrul orașului nu mai există în Florești. Din fiecare, o pus în 2022, 23, 24, tot așa, și nu am rămas numai cu... Vinem și punem demersul și noi putem să... Dar n-avem bani. Tot timpul ne-au declarat că ei bani n-au nici acum. Și iată cum am venit, au ajuns răbdarea la, cum zice, la infinit și a venit să ne dă facă dreptate. Și până în ziua de azi a fost ședința ca consilierul raional și nici până amun au hotărât. Au 2 milioane, dintre 2 milioane care vor să repare încă 3 străzi, care noi rămânem iarăși în afara reparației.
Și noi rugăm, am rugat consilierii, am rugat președintele asta, primarul orașului, că el e la curent, e a doilea mandat. El știe bine din primul mandat că strada noastră e cea mai aceea. Și când venim acolo, era primul plan, acum o scoasă, o întors așa, și că e a doilea, că e a treilea, că noi banii să împărțăm acolo și iară. Și iar din nou rămânem fără, după câte am înțeles, noi nu am ieșit nici cu decizie corectă din fața primăriei. Nu știu, credem că undeva să mergem până organele de asta. Am vorbit, a fost, iată aici unde stau eu, am vorbit cu domnul prim-ministru. Prim-ministru, vă închipuiți, cu domnul Recean. Și el ne-a dat, dacă ne-a dat asigurare că tot noi îmi pune cei la noi în putere, ca să, dar aici au câștigat socialiștii și noi nu, și ei nu pot lua decizia corectă, care ei fac lucrările lor care le convine lor, așa am înțeles și atâta. Acolo, dar acum să dăm mașinile la o parte și am să procurăm lotcă, ca să mergem cu lotcă. Asta precis, pentru că copiii nu pot ieși la școală, la drumul central. Peste locul este bine, dar la noi cel mai mare bardac. Noi trăim de 40 de ani pe locul ăsta și niciodată nu s-a reparat drumul. În afară că la noi pe drum e strașnic, la noi și de pe râpă, tot apa de pe centru care merge, vine la noi în ogradă. La noi casele se umplu cu apă, în ogradă până la genunchi cu apă stăm. Noi suntem acolo animănui. Nimeni nu e măsuri din partea noastră. Nimeni. Nu știu, noi ca ne jăluim la unul, la altul, poate ceva să pornească, dar nimeni nu vor să pornească. Totdeauna vin și ne amână. Drumul ăla e mai mic, dăm bani acolo. Așa l-am trebuie de făcut, trebuie acolo. Dar pe noi puteți ne lasă într-o parte.